Bună ziua și bine te-am regăsit! Astăzi se pare că am multă inspirație, așa că încât m-am gândit să rezolv mai multe întrebări în același timp. Ok, așadar, sunt Loredana Latiș, antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach, și trainer, și speaker, și autor și acum ne-am întâlnit aici, în direct, pentru a descoperi cum să rezolvi problemele sexuale atunci când ești adult. Da? Vorbim despre adulți pentru adulți. Am mai încercat eu să răspund la această întrebare pe care am primit-o în privat, numai că nu știu ce s-a întâmplat cu Facebook-ul atunci, am înregistrat doar jumătate și am primit foarte multe mesaje să trimit continuarea. N-am continuarea, că s-a dus odată cu Facebook-ul, fiind în direct, a dispărut. Așa încât m-am gândit să o iau de la capăt. Întrebarea este în felul următor. Loredana, cum ne tratăm ca adulți sufletește, mental, etc., când ai avut părinți care ți-au spus mereu lucruri urâte despre sex. Tu, ca adult, nu poți să ai contact sexual cu soțul tău, orgasm ce-i ăla și așa mai departe. Cum lucrezi cu tine? Ok, se pare că sunt mai multe întrebări într-una. Hai să le luăm pe rând. Loredana, cum ne tratăm ca adult sufletește, mental, etc., când ai avut părinți care ți-au spus mereu lucruri urâte legate de sex? Of, din păcate, foarte de se întâmplă acest lucru, mai ales în vremurile oamenilor de vârsta mea, să zic așa. Sper că cei care sunt părinți și au vârsta mea o altă abordare față de sex, îmi doresc foarte mult să se întâmple așa ceva, dar pe vremurile noastre părinții considerau adesea că sexul este ceva urât, este ceva murdar, este ceva dureros, e nevoie să-ți faci datoria de soție, cum eu auzeam foarte mult pe la prietenele mamei mele de la acea vreme. Este ceva, biserica inclusiv nu încuraja sub nicio formă, ba din contră, era ceva murdar și păcătos și rușinos, așa încât s-a creat așa un fel de subiect tabu, un subiect de care cam nimeni nu vorbea, nu știu câți părinți au spus, câte mame au spus fiicelor lor despre relațiile sexuale și ce înseamnă concret sexul, nu știu câți tați au spus fiilor lor, nu știu cât mame, fiilor și tați, fiicelor, habar n-am. Ideea este clar că undeva au fost foarte multe cazuri în care părinții au denaturat această energie sexuală sau această viață sexuală, ducând-o cumva în neimportant, în ceva urât, ceva rău și ceva care cumva ești obligat să ai. Bine, așa apar și foarte multe violuri, nu mai vorbesc despre lucrurile astea, da? Bun, acum ești adult. Acum ești adult și ai auzit în viața ta părinții de-ai tăi spunând că sexul este oricum în niciun caz ceva bun. Este ceva riscant, este ceva groaznic, este ceva înfiorător. Și acum e adult și tu ai o relație de cuplu, dacă înțeleg eu bine din ceea ce m-a întrebat, ai o relație de cuplu în care evident că ai provocări pe direcția asta sexuală atât timp cât tu crezi că aici este ceva în neregulă cu sexul. Din punctul meu de vedere, orgasmul se întâmplă aici, în cap, înainte să se întâmple unde se întâmplă. Din punctul meu de vedere, dar evident, eu nu sunt sexolog, da? Eu pot să mă înșel. În schimb, ce știu legat de acest subiect este că, adult fiind, tu poți să îți rescrii ceea ce credeai despre sex. Aici sunt două variante. Bine, sunt infinit mai multe variante. Eu acum îți vorbesc despre două variante. Prima variantă este să iei pic și foaie și să începi să scrii pe o foaie de hârtie concret ce știi tu despre sex. Tot ce știi tu, absolut tot ce știi tu, tot ce judești tu despre sex, scrie pe o foaie de hârtie. Și bune și rele. După care, în dreptul fiecarei propoziții sau fiecarei informații pe care o descoperi tu așa, din capul tău, în dreptul fiecarei scrie proveniența. Îți aparține sau aparține mamei sau aparține tatălui sau aparține bunicii sau aparține nu știu cum. Ok. După ce faci acest lucru, ia o altă foaie de hârtie și scrie exact opusul la ceea ce ai scris pe prima foaie de hârtie. De exemplu, dacă pe prima foaie de hârtie ai scris ceva de genul sexul este rușinos, pe a doua foaie de hârtie poți să scrii exact opusul. De genul sexul este ceva normal, este ceva firesc, habar n-am, sau altceva ce-ți vine ție, dar în sens pozitiv și afirmativ. Dacă pe prima parte ai scris, pe prima pagină ai scris sexul este ceva murdar, pe a doua pagină poți să scrii sexul este foarte curat. Indiferent ce scrii, scrie exact opusul.
Asta este un proces de schimbare a gândurilor. Poți să-l aplici în orice situație. Acum vorbim strict despre sex, dar tu poți să-l faci în orice situație din viața ta. Este un proces logic de schimbare a gândurilor, care are rezultate foarte bune. Atâta timp cât pe foaia numărul 2, acolo unde ai scris gândul opus celui negativ, deci unde ai scris gândul pozitiv legat despre sex și orice alt gând dorești tu să implementezi pozitiv despre sex, este foarte important ca în dreptul fiecarei propoziții tu să scrii un comportament concret pe care tu să-l antrenezi în următoarele 30 de zile pentru a întări acest gând. Dacă nu pui comportamentul și doar lași gândul pe hârtie, are o valoare și o putere, dar nu suficient de mare astfel încât să-ți schimbe și comportamentul, decât dacă te antrenezi. Asta înseamnă să lucrezi cu tine. Bun. Și atunci, în următoarele 30 de zile, completează în fiecare zi, la fiecare dintre comportamentele respective, dacă le-ai reușit să le faci sau nu. Și dacă n-ai reușit să le faci, cum ai reușit să nu le faci? Ce alte gânduri te-au împiedicat? Dacă ai reușit să le faci, cum ai reușit să le faci? Asta înseamnă să ții un fel de jurnal. Pentru 30 de zile, nu pentru mult timp. Ajută extraordinar de mult să-ți cureți gândurile. Acum ești adult. Ok, părinții ne-au spus tot felul de prostii. Mie personal, no comment. M-au și abuzat sexual. Adică mai mult de atâta, că tot vorbim despre sex, da? Tatăl meu vitreg. Bun. Deja e un proces povestea asta, deja am făcut denunțul, în fine. Și eu am avut provocările mele sexuale, îți dai seama, da? E normal, evident, că foarte multe lucruri mi se păreau normale când de fapt erau anormale și așa mai departe. Acum, ce înseamnă normal, ce înseamnă anormal, fiecare decide pentru sine. Ce este important este ca tu să încetezi, să te mai oprești din drumul tău și să mai suferi doar pentru că undeva, cândva, părinții tăi au făcut niște catastrofe cu tine. E chestie de decizie. E adevărat că poate nu știi cum să faci lucrul ăsta. Acum eu ți-am dat o sugestie. Tu dacă vrei o iei, dacă nu vrei, o dai la o parte. Ești propriul tău stăpân, ești propriul tău creator de viață. Eu pur și simplu sunt un călător. Sunt un călător care transmite un mesaj. Atât. Tu decizi ce faci cu acest mesaj. Deci acest exercițiu este un exercițiu foarte ușor și foarte firesc și foarte la îndemâna oricui, prin care poți să schimbi tot ceea ce simți tu și ceea ce crezi tu negativ despre sex. Bineînțeles, un alt exercițiu care este mult mai profund în sensul că lucrează direct cu subconștientul este dat prin tehnicile de NLP, de programare neurolingvistică. Acum nu pot să fac unul în direct aici, dar ca idee, du-te la un curs de programare neurolingvistică și reușești să-ți schimbi foarte mult modul de a gândi, să-ți rescrii ce informații ai avut cândva cu informațiile actuale. Eu obișnuiesc să spun, și probabil că mai auzi spunând în alte emisiuni, că din punctul meu de vedere, subconștientul nostru este ca un fel de bandă video. Iar această bandă video, tot ce are de făcut este să înregistreze continuu, absolut tot, fără discernământ. Este ca atunci când tu înregistrezi un film de la televizor. Tu înregistrezi și zgomotele de fond, înregistrezi și muzica, înregistrezi și cuvintele, înregistrezi tonalitate și ritm. Tot. Ei, și subconștientul nostru nu uită niciodată nimic cu adevărat. În schimb, blochează niște informații. Pur și simplu le blochează pentru a te proteja. Și atunci este ca și cum nu-ți mai aduce aminte. Dar în anumite momente din viața ta poți să-ți aduci aminte. Chiar am primit o altă întrebare de la altcineva. Cum poți să-ți aduci aminte de traumele din copilărie? Hipnoză. Aici hipnoza ajută extraordinar de mult. Hipnoza este tot parte din NLP. Adică într-un curs de coaching vei face și hipnoză. Și atunci poți să-ți aduci aminte foarte multe lucruri. Da, dar cum știi că ceea ce-ți aduci aminte este real și nu este închipuirea gândurilor tale? Sesizezi ce simți în corpul tău. Corpul tău are memorie. Sesizezi ce simți. Și atunci ai să fii sigură ce este adevărat și ce este închipuire. Bun, asta e altă discuție. Închidem paranteza. Încă o deschisesem cu NLP-ul. Ideea este că, într-adevăr, prin NLP poți să-ți rescrii foarte multe experiențe și foarte multe convingeri păcătoase, să le zic așa cu indulgență,
foarte, foarte distructive pe care le putem avea și care ne limitează. Așadar, acestea sunt cele două posibilități de care îți vorbesc eu acum. Bineînțeles că sunt mult mai multe, poți să cauți, sunt milioane de căi. Important este tu să iei decizia. În primul rând, să conștientizezi ce gânduri ai tu legate despre sex. Este lucrul cel mai important pe care poți să-l faci. După care îți găsești singur soluția. Eu ți-am dat doar două posibile căi. Ok, următoarea continuare era că, deci întâi cum să te tratezi sufletește și mental și aici am răspuns, sau, mă rog, din punctul meu de vedere am răspuns, iar tu ca adult nu poți să ai contact sexual cu soțul tău, orgasm cei ăla și așa mai departe. Ok, cred că aici un alt aspect care ar putea fi menționat ar fi în primul rând tu să-ți descoperi sexualitatea ta. Adică tu începe să te explorezi pe tine. Se numește masturbare, pe de altă parte. Și nu este perversiune, da? Că am tot auzit că e perversiune. Nu este perversiune. Cine spune că e perversiune? Habar n-am, nu mă pricep, nu sunt sexolog. Dar, în primul rând, identifică tu și vezi exact tu cu tine ce anume îți provoacă ție plăcere. Și un aspect foarte important pe care îl menționez din nou, din punctul meu de vedere, este orgasmul se întâmplă aici. Aici, întâi, în cap. Dacă tu îți dai voie de aici, din cap, se întâmplă și fizic în corpul tău în momentul actului sexual sau în momentul masturbării. Dar dacă tu nu-i dai voie de aici, atunci nu se întâmplă, pentru că îl blochezi. Dacă încerci să ții controlul foarte mult, blochezi. Dacă îți vin tot felul de gânduri că sexul e într-un fel și e de toate hemoragiile alea interne, mentale, care pur și simplu explică cât de rău și cât de prost și cât de așa e sexul, atunci puțin probabil să reușești. Din punctul meu de vedere, se întâmplă cu practică. Asta înseamnă ca să începi să găsești în timpul actului sexual cu soțul tău momente de plăcere. Atenție și la partea de preludiu, la partea dinaintea actului sexual. Asta vorbesc în condițiile în care ai o relație sănătoasă, emoțional și armonioasă cu soțul tău. Că dacă tu te cerți cu el continuu, nu mai spune există și altfel de violențe acolo, fizice, psihice, sexuale și așa mai departe, puțin probabil să mai poți să vorbești de o satisfacție sexuală din timpul actului sexual, în momentul în care nu ai o relație sănătoasă emoțională cu soțul tău. Puțin probabil. Și atunci buba nu e neapărat sexuală, buba e în altă parte, la fundamentul relației. Este foarte adevărat că o relație de cuplu firească și funcțională, să mă exprim de fapt, funcțională, este nevoie să se desfășoare sau are mai multe părți, mai multe laturi. Are latura emoțională, aceea de încredere, de susținere, de respect, de iubire, de tot ceea ce înseamnă să funcționeze, să circule între doi oameni la nivel de emoție. Are o latură care implică partea de viziune comună. Dacă aveți aceleași vise, aveți aceleași obiective în mare, ca direcție, nu aceleași obiective specifice, dar cumva aveți o viziune comună. Vă imaginați niște lucruri peste 50 de ani sau peste 20 de ani pe care să le petreceți împreună. Dacă începeți să vă aliniați modul de a gândi, nu înseamnă că dacă celălalt face altfel decât tine e împotriva ta. Eu așa credeam. Dar nu, nu e așa. Nu, ci pur și simplu înseamnă că ai o altă opinie, dar în același timp rezultatele să fie comune. De asemenea, dacă faci un parteneriat sănătos între tine și soțul tău sau soția ta, astfel încât să cădeți de acord cum creșteți copiii, ce faceți, ce dirigeți, tot ca viziune, sunt foarte importante aceste aspecte. Ca timp liber petrecut împreună, este foarte important să aveți un timp de calitate pe care să-l petreceți fiecare zi. Nu înseamnă să stai 3 ore. Poți să stai și 5 minute, poți să stai și o oră, dar fă acel timp cel mai de calitate timp din viața ta și din viața lui. Hrănește relația de cuplu. Atunci, în mod firesc, încep să se întâmple și lucrurile sexuale și atracțiile sexuale, indiferent de ceea ce gândești. Dar e foarte adevărat că cu cât îți aduci mintea, cu atât rezolvi mai repede. Așadar, acordă un pic de timp. Și vorbește în mod deschis cu soțul tău, spune toate lucrurile astea, eventual duceți-vă la un sexolog, dacă este cazul, sau la un coach, sau la un terapeut, funcție de abordare, de ceea ce îți dorești tu, de fapt, să obții și rezolvă.
Pentru că o viață sexuală activă este de fapt o folosire potrivită a energiei tale sexuale. Eu ce puțin așa cred. Poate mă înșel, habar n-am, nu sunt sexolog, nu sunt mare specialist în așa ceva. Eu dacă sunt specialist în ceva, sunt specialist de fapt în a fi fericit, în a te iubi pe tine, în a obține ceea ce îți dorești. Și aici, dacă există un blocaj la nivel sexual, clar împiedică celelalte. Și e cazul să iei atitudine. Așadar, în primul rând, descoperă ce e la orgasm, că era vorba ce e ăla. Da, corect, ce e ăla. Păi dacă nu treci prin el, poate să explice 10.000 de oameni ce e ăla. Eu nu o să-ți explic acum, că nu știu să-ți explic. Întreabă pe cineva mai priceput care să-ți explice ce e ăla. Eu ce pot să spun este ceva ceea ce simți tu în interiorul tău. Și este ceva ce vine din interiorul tău. Poate fi provocat de exterior, dar eu repet, aici se întâmplă înainte. Aici, dacă îți dai voie. Așadar, descoperă-te, descoperă-l altfel pe soțul tău, dacă funcționează, că sunt oameni care pur și simplu, din punct de vedere sexual, nu funcționează. Funcționează pe celelalte planuri, dar din punct de vedere sexual nu funcționează. Cum sunt și alți oameni care funcționează doar din punct de vedere sexual, cupluri vorbesc, dar pe celelalte planuri sunt catastrofă. Ideea este, dacă vrei o relație de lungă durată, este important să funcționezi nu neapărat 100% pe fiecare plan în parte, dar măcar un 90% pe fiecare plan în parte. Să aduci o armonie în viața ta. Ok, care mai era următoarea întrebare? Așa. Cum lucrezi cu tine? Păi, începi să te cunoști. Asta este răspunsul. Începi să te cunoști, ce-ți place, ce nu-ți place, cine ești, cine nu ești, ce moștenire ai primit de la părinții tăi de genul convingeri și gânduri și păreri despre sex și așa mai departe. Începi să le descompui, să le speli, să le reașezi, să le rearanjezi, să le recadrezi și să le folosești în scopul tău cel mai benefic pentru tine. Așa încât iese de treabă. Lucru cu propria persoană, din punctul meu de vedere, este de treabă. Și dacă mă întreabă cineva pe pământul ăsta, care este primul lucru pe care să-l faci pentru a obține ceva, orice, că e vorba de viața sexuală, că e vorba de viața de cuplu, că e vorba de un job, că e vorba de bani, că e vorba de mașină, că e vorba de fericire, că e vorba de iubire, că e vorba de casă sau mai știu eu ce minunății, răspunsul meu, cum să spun, din ăla, dacă mă trezești din somn, nu ce ți-aș răspunde? Asta aș răspunde. Frate, începe să te cunoști pe tine, descoperă-te. Nu știu cine a zis, Socrate, parcă a zis, cunoaște-te pe tine însuți. Deci eu nu mi-am imaginat în viața mea că este un proces atât de profund și atât de conștient prin care poți să faci acest lucru, să te cunoști pe tine. Eu am crezut că dacă stau cu mine toată ziua și mănânc, beau, dorm, fac sex, mă plimb, muncesc, trăiesc, mă cunosc. Nu e adevărat. N-are nicio legătură cunoașterea cu trăirea. Unii oameni doar există pe pământul ăsta, doar sunt, pur și simplu, sunt ca niște roboți, iar alți oameni chiar trăiesc cu intensitate. E adevărat, când trăiești cu intensitate, mai și plângi, mai și râzi, mai și aia, mai și ailaltă, dar înveți și descoperi de toate. Așa încât eu îți doresc multă, multă, multă autocunoaștere. Este din punctul meu de vedere cel mai important dar pe care ți-l poți face. Lasă genți, lasă mașini, lasă casă, lasă povești. Descoperă-te pe tine, că după ce tu te descoperi pe tine, vei face mult mai ușor genți, mașini și alte minunății. Și numai că le vei face, că de făcut le poți face oricum. Ideea este că te vei și bucura de ele. Asta este diferența. Te bucuri de ele. Ești un om liniștit și împlinit și ești un om întreg pe interior, indiferent de ceea ce ai în exterior. Eu asta am învățat prin autocunoașterea mea. Asta am învățat. Și este darul cel mai de preț pe care mi l-am făcut în toată viața mea. Așa că tu știi cel mai bine ce ți se potrivește. Așa încât îți doresc o zi superbă în continuare. Te aștept cu mare drag la seminariile din diasporă de anul acesta, din Madrid, Roma, Torino și Londra, iar anul viitor din Stuttgart, Viena, Zurich, Bruxelles și Paris. Și detalii despre acestea găsești pe www.credsimtacționez.ro, unde te invit să te înscrii dacă te interesează să participi. Sunt 4 ore față în față, în care vom schimba
tot felul de experiențe, în primul rând, iar, pe de altă parte, dacă vrei să lucrezi cu tine mai profund, acum, în 7 iulie, încep în București un curs de programare neurolingvistică, de rescrierea vieții, de fapt, și a experiențelor prin care treci, de vindecare sufletească și emoțională și trupească, de altfel, inclusiv trupească la nivel de boli, așa încât de tine depinde dacă acționezi și dacă vii. Eu te aștept în București. Primul modul este între 7-10 iulie, al doilea modul între 8-11 septembrie, al treilea modul între 10-13 noiembrie, așa încât ai de călătorit. Te aștept cu mare drag, te poți înscrie pe www.academiadecoaching.ro, adică Academia de Coaching, da? .ro, sau mai simplu, o poți suna pe asistenta mea, Ramona, pe 0752 163 163 cu prefix de România în față, cu 004 în față. Ok, te îmbrățișez cu inima, te iubesc, te rog, lasă-mi orașul și eventual și țara unde ești în acest moment și te rog, dă share la acest video că poate folosește și altcuiva, iar eu până atunci te îmbrățișez cu inima și te iubesc cu sufletul. Pa!